Nu cred că este o imagine mai frumoasă astăzi, în ajunul Crăciunului, decât aceasta, cu alaiurile de colindători intrând în centrul civic al municipiului Vaslui. Organizatorii acestei ediții au avut de dat în acest an un examen deosebit de greu, deoarece un act normativ dat în septembrie nu permite finanțarea din bani publici a acestor manifestări. De aceea a fost nevoie de intervenția sectorului privat, sectorul greu încercat, care duce și economia în spate. Iată, își face prezența prin finanțări și în activitatea culturală. Organizatorii, Consiliul Județean, Centrul Cultural Județean Vaslui, având parteneri de încredere primăria municipiului Vaslui, au găsit sprijin și înțelegere la firma Safir, cea care este sponsorul acestui festival. Se cuvine să mulțumim și consiliilor locale, primăriilor care și-au trimis astăzi colindătorii aici. Să mulțumim directorilor de centre culturale, case de cultură și cămine culturale, cei care pun umărul an de an la reușita acestei manifestări. Vom avea timp să vorbim mai multe, pentru că această manifestare se va duce până la ora 15, pentru că de la ora 17 primăria municipiului Vaslui va pregăti o surpriză. Moș Crăciun va fi prezent aici în centrul civic pentru a oferi cadouri tuturor copiilor prezenți. Salut prezența în această zi, la această manifestare, și a unor distinse personalități ale vieții politice și administrative ale județului nostru. I-am zărit aici, prin piață, printre oameni, pe subprefectul, domnul subprefect Mircea Gologan, pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean cu atribuții de președinte, domnul Ciprian Trifan, pe domnul deputat Solomon și, în mod cert, mai sunt și alții pe care îi vom saluta atunci când îi vom vedea. Vă mulțumim din suflet că ați venit aici astăzi, în număr atât de mare. Deschideți-vă sufletele să primiți mesajul colindătorilor. Și deschidem ediția din acest an cu ansamblu Hora Vasluiului, un proiect cultural al Centrului Cultural Județean Vaslui, un proiect creat din inițiativa managerului Lucian Onciu și a coregării.